strong. Top 7 închisori în care milionarii și-ar dori să ajungă. Numărul 7. Sollentuna. Suedia este o țară care a trecut într-o nouă etapă, deoarece aici unele închisori au ajuns să se închidă din cauza lipsei infractorilor. Totuși, mai sunt cazuri și la ei în care trebuie să plătești în fața legii. Această închisoare beneficiază de mai multe facilități, precum o sală de sport complet echipată și o bucătărie în care deținuții își pregătesc propria mâncare. Chiar dacă pare o casă bine pusă la punct, este într-adevăr o închisoare. Numărul 6. Aduel. Închisoarea din Scoția este puțin diferită față de restul, deoarece a fost concepută ca un centru de învățare, ceea ce înseamnă că deținuții sunt reabilitați prin educație cu privire la aspectele legate de infracțiunile pe care le-au comis. Facilitățile sunt remarcabile, iar celulele sunt decorate într-un stil modern care îți dau impresia unei camere de student, în niciun caz o celulă. Numărul 5. Prison de Aranjuez. În cazurile în care o femeie este obligată de lege să facă închisoare pentru faptele comise, copiii rămân în grija rudelor cele mai apropiate sau sunt duși la cămine pentru o perioadă temporară. Însă, în Spania, închisoarea din Aranjuez este singurul loc cu celule speciale pentru familii. Rudele deținuților și copiii, dar numai până la 3 ani, pot locui cu ei. Decizia luată pentru copii este pentru a forma legătura mamă-copil, având în plus și beneficiul interacționării cu alți copii. Numărul 4. Eva Fürstbüttel. În Germania, închisoarea seamănă mai degrabă cu un castel dintr-un basm. Prizonierii cu pedepse pe termen lung tind să aibă o viață destul de liniștită în acest loc. Își pot spăla hainele personal, cu acces complet la mașinile de spălat și uscătoarele de rufe. De asemenea, au camere individuale echipate cu un birou, televizor, pat, chiar și baie privată. Mai au și o cameră de zi mobilată în care se pot relaxa, iar toate lucrurile acestea fac această închisoare să arate mai mult ca un colegiu universitar. Numărul 3. Chempdollen. Celula închisorii Chempdollen probabil o veți confunda cu camera unui hotel de lux. Este situată în Geneva, Elveția, și această închisoare a beneficiat de o renovare de $40.000. Înainte de asta, locul era cunoscut pentru spațiul insuficient, pentru diferite boli și torturarea deținuților. Acum, în fiecare celulă, locuiesc 3 persoane ce dispun de o baie privată și lenjerii de pat mereu curate. Numărul 2. Prison Bastøy. În Norvegia, despre deținuții acestei închisori, am putea spune că locuiesc mai mult într-o cabană din lemn. Aici, rata de ședere pentru deținuți este doar de 16%, mult sub media europeană de 70%. Este o închisoare de securitate minimă, în care condamnații se pot bucura de activități recreative, precum călăritul, tenisul și pescuitul. Numărul 1. Centrul de justiție Leoben. Oamenii de la conducerea acestui centru de justiție din Austria și-au propus să-și trateze toți deținuții cu respect. Aici sunt camere private pentru grupuri de 15 persoane, cu băi private, bucătării comune, pereți acoperiți cu lână și ferestre din sticlă. Unele celule au balcoane, iar în exteriorul clădirii există 2 inscripții care spun că toate ființele umane sunt născute egale, în demnitate și drepturi, și toate persoanele private de libertate trebuie tratate omenește și cu respect. We'll be right back.